Hei, servus, guys! Bă. Sunt aici, în Germania, unde am alimentat, unde știți că opresc de fiecare dată. Ninge. Ninge cu zăpadă. No, și bag de seamă că așa va fi în continuu. Bă, mai am, frate, 935 de kilo. Asta o să vrea să vină, cred că aici, la alimentare. Sau nu? Da, deci să nu mai presupune. Uite aici, Klaus Conrad Strasse. Numărul 16, Petricou. Bă, o iau la vale. Bă, ce dracu, mă, tot ăsta la stânga, mă, frate, și câine pun la cap. Și pe unde să mă întorc, mă, nene? Oi, 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 ce combinație de GPS ai făcut. Bă, vreau să vorbim cu un pic despre... E seară, e noapte, asta, uite. Vreau să vorbim un pic despre părțile negative, mă rog, o parte din părțile negative ale acestui job. Este că, dacă ține verde, ține, du-te, puii mei, dacă nu-l ții. No, bun, părțile negative este că uneori mai treci pe galben. E o glumă, nu o luați în considerare, nu e chiar o glumă, în sfârșit. Deci fii atent. Ideea care este că, fiind șofer, trebuie să îți faci lucru la fel ca și tâmplarul, la fel ca și... ca și alte meserii, da? Hai, bagă-te că e vreme. Stai că nu se bagă la cu camionul din față. Asta e nebunul ăla cu cisternele lui. Apestare combustibil, mă. Deci părțile negative ale acestui job, cel puțin, este că uneori vei fi nevoit să pleci de acasă, chiar dacă vrei, chiar dacă nu vrei. Și aici, dacă vorbim de partea negativă, este atunci când tu nu vrei. Hai, ciupește-l de buci. No, bun. Ca și în cazul meu, nu mi-ar fi plăcut să fi mers de acasă ieri, deoarece trebuia să rezolv niște lucruri. Dar când ai un job, îți asumi și lucrurile bune și părțile mai puțin bune. Ideea este că ar fi trebuit totuși să rămân acasă pentru a putea soluționa niște probleme, să le zic așa. Și n-am putut să fac lucrul acesta. Dacă ar fi fost unul dintre șoferi acasă, aș fi putut face asta, dar și Călin și Dani sunt amândoi în cursă. Mașina era deja încărcată. O parte din clienți erau anunțați. Și am plecat așa, oarecum. N-am plecat 100%, știi? Stai acolo, că vreau să mă bag aici. A, nu-mi zic că e pe acolo. Nürnberg, e ok, mă. Da, deci de multe ori nu o să pleci de acasă 100%, asta este. Momentan, când... cred că am mai zis asta, uite.
Când ai un job, îți asumi părțile plus și părțile minus. Da, uneori e dificil, știi? Facem ce ne place, dar uneori trebuie să facem și ce nu ne prea place. Da, bă, cam atât. Da, mă, Sergiu, s-a uitat, ce vrei, am crezut că se duce înainte din aia pentru târătoare, știi? Pentru râme, pentru broaște, pentru târâturi din alea, știi? Târătoare, târâturi. Coropișnițe, am crezut că e bandă din aia să mergi camel cu 14,8 la oră. Da, cam asta e o parte lașpa jobului. A, te ia și râsul uneori, ce dracu să faci, știi? Până ajungi la nivelul la care ți-l dorești, încât să nu mai fii nevoit să pleci atunci când vor alții să fii nevoit să pleci, să fii nevoit să pleci doar când vrei. Când îți vor unghiile tale de la picioare, știi ce zic? Ca să nu mai înjur, că după aia mă condamnați. Dar bagă-ți pula dacă mă condamnați. Mamă, cred că așa o să fie toată nemții asta, frate. Am pus acolo mucul ăla de țigară, o să le ia asta cu sărărița, deci e ok. Stai liniștit, tot e sub control. O să le adune, oricum mai are acolo în benă, că în față adună mucurile, știi? Și le strânge, face în jur de 1.814.000 bucăți și le depozitează într-un hambar, le macină, după care le împrăștie pe câmp. Deci este eco, e ok. Da, bă, băieților, trebuie să pleci de acasă chiar dacă nu vrei, știi? Cam asta este treaba. Dar probabil că și acest aspect face parte din jocul ăsta numit viață, oarecum, unde trebuie să fii atent care sunt atribuțiunile, să ți le respecti. Știi? Și probabil că trebuie să și înveți din lucrurile astea, din experiențele, nu pot să spun zilnice, care te apasă așa, nu te apasă, te trag un pic de mânecă și îți spun, bă, ce dracu să te ia faci, adică știi? Fii mai atent la tine un pic, la ăia din jurul tău. No, cam despre asta e vorba în partea asta a jobului. Dar nu mai muncim la fabrici și uzine la 8 ore sau 12, pentru că nu mai avem, nu de alta. Asta e alt domeniu. No, ce trebuie să reții din filmul ăsta, pentru că e valabil și pentru tine care vrei să începi lucrul ăsta de șofer, mai ales când trebuie să mergi afară, să ții minte că o să fii nevoit să pleci și atunci când nu vrei să pleci. No, să te gândești binișor la treaba asta.